Salutare, cei mai responsabili și cool părinți! Bine ați venit la rubrica noastră preferată, Secrete de părinți! Sunt Doina Alexandra, psiholog și fondatoarea Centrului Educațional Lumea Surprizelor. Și astăzi vom discuta despre o temă esențială în creșterea și educarea copiilor noștri. Responsabilitatea. A deveni treptat responsabil pentru gândurile și acțiunile și consecințele acestora marchează o tranziție importantă către maturitate. Responsabilitatea este un pilon fundamental în dezvoltarea personală a copiilor noștri și ea implică nu doar asumarea propriilor acțiuni, ci și capacitatea de a colabora și de a se supune atunci când este necesar. Dificultățile școlare și sociale adesea au la bază lipsa sau preluarea necorespunzătoare a responsabilităților. Copiii care nu învață să-și asume consecințele acțiunilor lor pot avea dificultăți în relațiile cu colegii, profesorii și chiar cu ei înșiși. Prin urmare, este crucial să încurajăm treptat dezvoltarea responsabilității în copiii noștri. Cum putem face acest lucru? În primul rând, este important să le dăm copiilor sarcini și responsabilități potrivit vârstei lor. Astfel, ei învață să gestioneze responsabilitățile mici și să-și dezvolte încrederea în propriile capacități. De exemplu, să-și pregătească propriul rucsac pentru școală sau să-și organizeze jucăriile. De asemenea, este crucial să le oferim spațiu pentru a lua decizii și pentru a-și asuma responsabilitatea pentru acele decizii. Acest proces îi învață să gândească critic și să anticipeze consecințele acțiunilor lor. Colaborarea este de asemenea o abilitate importantă asociată cu responsabilitatea. Copiii trebuie să înțeleagă că sunt partea unei comunități mai mari și că acțiunile lor afectează pe cei din jur. Învățând să lucreze în echipă și să-și asume un rol în cadrul familiei sau a școlii, ei dezvoltă abilități sociale esențiale. Responsabilitatea nu este doar despre a îndeplini sarcini sau a lua decizii, ci și despre a înțelege impactul acțiunilor noastre asupra altora. Încurajați-vă copiii să își asume responsabilități, să celebreze și să învețe din experiențe. Astfel, îi pregătim să devină adulți responsabili și conștienți. Iar a fi responsabil pentru zâmbetul copilului tău este cel mai frumos lucru. Faceți-o cu multă, multă iubire! Mult succes!